Gândul cel bun. Îndreptându-se spre casă, un țăran a găsit la marginea drumului, pe câmp, un sac plin cu porumb. Uitându-se el de jur împrejur, s-a hotărât să-l ia acasă, fiindcă i-ar prinde tare bine și oricum nu-l vede nimeni. S-a mai uitat odată înainte, înapoi, în dreapta și în stânga și s-a aplecat să ia sacul. Dar deodată s-a oprit, amintindu-și că într-o singură direcție nu s-a uitat. În sus, privind cerul, lăsă acolo sacul și zâmbind își continuă liniștit drumul spre casă, spunându-și: mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat gândul cel bun. Aș avea nevoie de un sac cu porumb, dar mai mult am nevoie de un cuget curat și liniștit. Cu siguranță că vreun vecin din sat nu a putut duce prea mult deodată și se va întoarce după sac. Dacă l-aș fi luat, nu m-ar fi văzut niciun om, dar m-ar fi văzut Dumnezeu.